Ne confruntăm cu cel mai mare val de scumpiri din ultimii ani, iar deputatul PSD Mehedinți Cornel Folescu, cunoscut drept un politician apropiat de cetățeni, a postat pe pagina sa de socializare un mesaj în care a criticat dur atitudinea actualului guvern față de cetățenii români. În timp ce Pecuțu îl frământă cum să facă să ajungă mare șef la PNL, guvernele din țările dezvoltate iau măsuri ferme pentru a-și proteja cetățenii de explozia prețurilor. Deputatul PSD Mehedinți, Cornel Folescu, a transmis un mesaj pe pagina sa de Facebook în care își exprimă nemulțumirea față de guvernul care și-a bătut joc de țara noastră. Nepăsare, în timp ce Italia revizuiește modul în care sunt calculate facturile la electricitate, iar Spania pregătește măsuri de urgență pentru a reduce facturile la energie. În România, președintele Consiliului Concurenței ne spune că trebuie să ne obișnuim cu prețurile mari la energie, adică să trăim pe întuneric, judecat și dumneavoastră.